Suntem aici? Suntem! Suntem Motorider și prietenii de pe Motovlog. Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi o să vorbim, nu o să mai vorbim, astăzi, da, și vorbim și facem. Te salut! De ce și vorbim și facem astăzi? De ce am ales să ies astăzi? Astăzi am ales să ies tocmai ca să filmez acest episod. Vreau ca acea parte de teorie, de prevenție a accidentelor pe două roți să devină realitate. Dacă eu vreau acest lucru, ca aceste lucruri să devină realități, ei bine, cum știți că se face în orice domeniu, se ia teoria, se ia aminte la teorie, iar după care înveți practica. Astăzi am ieșit să fac practica. Ce o să facem astăzi? O să mergem, o să ne plimbăm și o să vă arăt pericolele și ceea ce gândește sau ce ar trebui să gândească un motociclist în momentul în care merge pe motocicletă pe stradă. La ce pericole se expune, de ce pericole mă feresc în timp real, cum le gândesc și ce ar trebui să facem în unele momente. O să dau stop cadru atunci când este nevoie sau când este cel mai vizibil acel moment și o să stăm să dezbatem, iar eu o să merg în continuare pe drumul meu. Cred că am greșit drumul, da, am greșit drumul. Asta e, dacă stăm de vorbă. O să explic acele lucruri ca să le înțelegeți mult mai bine, pentru că, exact cum am spus și până acum, teoria degeaba o spun dacă nu vă și arăt. Și atunci am zis, hai să facem o nouă serie despre aceste videoclipuri, cu aceste videoclipuri, și să-mi spuneți dacă vă place, ca să mai facem pe viitor. Vă rog frumos din suflet, lăsați acolo în comentarii dacă vă place acest tip de vlog. Mă ajută foarte, foarte mult like-ul tău, nu mai lua mâna de pe ghidon. Bun. Nu-mi stă geaca bine. Haideți să începem atunci să vedem despre ce este vorba. În momentul în care avem o coloană, da? O coloană cum este cea de aici, că nu întâmplător am ieșit la ora 5:30 după masă, fix la ora în care toată lumea iese de la muncă. Și atunci, în momentul în care stai la o coadă și vrei să te bagi printre oameni, ar trebui să te faci văzut. Ar trebui să depășești numai în momentul în care ești sigur că ai fost văzut. Cum te faci văzut acum? Văzut în momentul în care vrei să depășești o coloană, ești doar atunci când tu te uiți în oglindă și vezi că cel de la volan se uită la tine și te-a văzut sau îți face loc. Asta trebuie să faci. Depășești numai în momentul în care ai loc și în momentul în care mașina stă pe loc, dar de multe ori poți să depășești chiar și în momentul în care mașina merge foarte, foarte, foarte încet. Băiatul de aici l-am văzut în oglindă, m-a văzut, dar stă cu gura căscată. Da, nicio reacție. Bun. Aici la fel m-a văzut. Mulțumim. Și cum faci lucrul ăsta? Să vezi dacă te-a văzut. Te uiți fix în oglinda celui pe care tu vrei să-l depășești și vezi ce face. Dacă stă pe telefon, dacă se joacă, dacă se uită pe la radio, dacă se uită la drum sau dacă te-a văzut, cel mai important. Eu în general când depășesc toate aceste, uite, are țigara în mână, toate aceste coloane, mă uit în oglindă și vezi fix șoferul. Pentru că șoferul își pune oglinzile astfel încât să te vadă. Logic. Asta e logica, nu? Că doar nu-ți pui oglinzile alea acolo să fie de formă. Nu se mai găsesc din ăștia, dar uite, mulțumesc mult de tot. Mersi mult. Mai sunt și oameni din ăștia drăguți care îți fac semn să treci sau te ajută. Uite, s-a dat tirul puțin mai în dreapta, asta înseamnă că m-a văzut și mi-a făcut loc. Asta este diferența. M-a văzut și domnul. Te uiți în oglindă sau ești foarte atent la ceea ce face șoferul din fața ta, pentru că el poate să fie pentru tine un foarte mare pericol. Dacă nu te-a văzut, ai grijă acum la mașinile care staționează. De ce? Când le depășești, mă refer. În momentul în care tu vrei să depășești o mașină și aceasta merge cu, nu știu, 5 la oră, că na, așa se merge prin trafic, de acolo poate să vină alt motociclist și trebuie să ne uităm. Perfect. Este mai periculos să depășești o mașină care stă decât una care merge foarte încet. De ce? Niciodată nimeni nu o să se dea jos din mașină în timpul mersului. N-ai cum să te dai din mașină jos mergând. Dacă mașina stă, atunci este un pericol ca nu neapărat șoferul, ci un pasager din spatele șoferului să deschidă ușa și atunci tu ești în foarte mare pericol. O ușă de mașină e ca un perete pentru un motociclist. În momentul în care mergem pe un astfel de drum, cu treceri de pietoni, cu mașini care vin din dreapta, mașini care vin din stânga,
ceea ce trebuie să facem noi este să stăm cât mai aproape de centrul drumului, nu chiar aproape, ca să nu-i stânjenim pe cei din stânga noastră. Domnul n-are nicio treabă. Trebuie să și vorbesc, să fii și atent la trafic. E puțin cam greu ceea ce fac eu acum, dar aș vrea să vă arăt asta ca să înțelegeți ceea ce simte un motociclist în momentul în care merge. Revenind la povestea noastră cu mersul cât mai aproape de axul drumului, de ce? Pentru că dacă tu mergi aici, unde merg eu acum, pe lângă gurile de canal pe care o să le iei pe toate, domnița asta putea să-și scape căruțul, să vină în mine copilul, sau poate să-mi iasă orice altă chestie din dreapta drumului. Vedeți, fiind și copaci, n-ai timp să vezi ceea ce ți iese și dacă ți iese din scurt, nu ai timp să reacționezi. Și atunci ar trebui să stăm undeva, ori pe mijloc, ori undeva puțin mai în stânga, nu chiar în foarte stânga, exact cum am zis mai devreme, ca să nu-i stânjenim pe cei care vin de pe banda a doua. Super mișto! Mie îmi place, chiar îmi place lucrul ăsta, să merg și să vă explic ceea ce văd și ceea ce gândește un motociclist că trebuie să facă în momentul în care merge pe motocicletă și de ce se ferește el. Domnul de aici am văzut că s-a băgat puțin mai în stânga, aici era pe iarbă puțin mai devreme. Ăla din față n-are semnal, ăsta îmi taie banda și atunci ar trebui să-l las eu ușor, ușor mai încet aici, să fiu puțin preventiv, pentru că n-ai de unde să știi ce manevre vor face în următorul moment, pentru că sunt periculoși. În momentul în care cineva uită de semnal, se bagă în fața altcuiva sau îți dă cel mai mic semn de eroare că nu ar conduce ok, atunci singurul lucru pe care îl mai ai de făcut este să te ferești de el. Să fii foarte atent la cum conduce, la ce face și să te ferești de el. Gurile de canal nu le luăm, că poate să scape roata în gura de canal și, Doamne ferește, faci un mic mare accident. Lăsăm accelerația în momentul în care vedem o trecere de pietoni. Când avem un dâmp, doamna de aici ne-a văzut. Este foarte mare pericol în momentul în care o mașină iese din lateral și motociclistul este pe, să zicem, în unghiul mort. Vedeți? Uite, a ieșit destul de mult în șosea. De ce? Pentru că, să nu zici că aici ai parcat, nu? Un motociclist este foarte, foarte greu de văzut în trafic de către unul care conduce mașina. Un motociclist se poate ascunde foarte ușor dacă cel care conduce mașina iese de pe acea stradă, se uită în stânga sau în dreapta, se uită 2-3 secunde. În alea 2-3 secunde motociclistul poate să fie după un stâlp. Iar în momentul în care iese, este deja prea târziu. În momentul în care stăm la semafor, n-ar trebui să ne grăbim pe culoarea verde. Te uiți dacă vreun nenea cu tichie neagră, rău intenționat, să treacă și el pe roșu, sau să plece și el repede pe verde, îți taie calea. De ce? Dacă tu te accelerezi la motocicletă și motocicleta se accelerează la tine ca un motor ai de rău ce ești tu, dacă pleci repede de la semafor, s-ar putea ca unul să forțeze roșu și să pici. S-a întâmplat un astfel de episod acum câteva săptămâni prin București, sau dacă nu, chiar se întâmplă în fiecare zi. Da, și asta este periculos. Răbdarea este cheia succesului în a ajunge acasă pe două roți. Ca să luăm toate astea de la capăt, înainte să pleci de acasă, ar trebui să te uiți la tine dacă nu ți-ai uitat o piesă de echipament pe undeva prin casă și nu o ai pe tine. Ar trebui să ieși cu protecții, să fii atent și să-ți dai majoritatea atenției. Uite, aici domnul nu ne vede, abia acum ne-a văzut. Da. De asta se spune că motociclismul te consumă de energie chiar și când mergi la plimbare. Nu ieși la plimbare, în schimb, dacă ești foarte obosit și zici, mamă, vreau să ies să mă relaxez, nu prea merge. Pentru că dacă ești obosit, s-ar putea să pici, că-ți scapă anumite lucruri. Vine mașină, stăm aici. Prin fața autobuzelor, atenție când le depășiți, când acestea sunt în stații, prin fața autobuzelor mai traversează și oameni, bineînțeles, nu pisici. Da, pisici alea poate să traverseze oricând, oamenii nu prea. Dar oamenii au prostul obicei de a trece strada de a trece strada prin fața autobuzului. Ceea ce, dacă nu este o trecere de pietoni acolo, ai foarte mare grijă. Bine, și dacă este o trecere de pietoni, ai grijă. Ne dăm puțin mai la stânga pentru că domnul poate să deschidă ușa fără să ne vadă și să ne piftească de asfalt. Grijă mare la aceste autobuze în momentul în care sunt în stații. Mulțumesc, dar lasă telefonul ăla, te rog frumos. Mulțumesc. Da, tot cu telefonul, e n-ai ce să faci.
E bine că măcar e atentă în momentul în care e cu telefon. Bă, dar nu e aglomerat, mă? Eu vreau să fie aglomerat. De ce nu e aglomerat? Să vă arăt cu adevărat pericolele. Pune pauza acestui videoclip și lasă acolo un like pentru că ne ajută să ne dezvoltăm mai mult pe viitor. N-ai pus pauză? Hai, știu că n-ai pus, aștept. Uite, 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 uite cum să fac ei praf. Tot n-ai pus pauză? Bine, mă, hai, te înțeleg, nu vrei să dai like-ul, dar comentul ăla te rog eu frumos, dă-l, pentru că mă ajută și mai mult. E, pentru asta nu mai trebuie să puneți pauză. Aici putem să mergem puțin mai la dreapta, că trec mașini cu viteză mare. Avem timp să reacționăm pentru că este destul de mult spațiu până la spațiul verde și avem unghi de vizibilitate. Facem dreapta, dăm semnal din timp, punem frână spate, frână față ușor, ne uităm dacă au plecat cei de acolo pentru că, na, au prioritate sau nu știu, da, da, au prioritate, dar semnul ăla de fapt era alb și atunci ar trebui să fim atenți să știm geometria semnelor, n-ar trebui să știm semnele. Da, România. Bun venit în România. La fel ca și ăsta de aici. Alb total. Semne albe. Nu vă dați pe curbe dacă aveți cauciucele. Cauciucele reci. De ce? Pentru că s-ar putea să pici, că îți fuge cauciucul. Și nu faci nici măcar asta ca să ți le încălzești, pentru că în momentul în care faci asta, s-ar putea să dai de ceva pietriș ulei și să te arunce. Sau să ai cauciucul rece și... la fel. E ca și cum ai fi pe curbă și te aruncă. O să vă povestesc și despre poziția pe care trebuie să o abordați pe motocicletă și de ce nu e bine să dai cu genunchiul pe jos sau de ce n-ar trebui să ajungi să dai cu genunchiul pe jos, frână că am văzut-o, pe stradă. Urmăi, dragi prieteni, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați și voi un share, un coment și un like pentru că ne ajută pe viitor. Le mulțumesc sponsorilor, membrilor de pe acest canal și tuturor celor care se uită la acest videoclip. Lăsați acolo un comentariu dacă v-a plăcut și dacă să continuăm această serie cu mersul prin trafic și să vă arăt ceea ce gândește un motociclist în momentul în care merge și la ce riscuri se supune și ceea ce gândește în momentul în care merge printre mașini sau ce ar trebui să gândească. Eu sunt Motorider, nu uita să fii și tu un Motorider de pe www.motoridershop.ro, iar Motorider pentru tine, până data viitoare, numai bine! Pa!